Mă bucur să vă revăd după o scurtă vacanță. Mie mi s-a părut lungă, asta pentru că mi-a fost puțin dor de voi, trebuie să recunosc. Și de acest studio care, chiar dacă nu vă dați seama, s-a mărit. O să vedeți în decorurile viitoare și mă bucur foarte mult să vin după vacanță cu un subiect pe care încă nu l-am abordat pe parcursul unui an și ceva de când am început această emisiune. Respectiv hipnoterapie, hipnoză și regresii. Și am adus alături de mine o prietenă care va dezbate acest subiect pentru că și este foarte drag, este una din primele formări pe care le-a făcut ca psiholog și pe care le folosește cu succes cu clienții, cu pacienții ei și, de ce nu, și cu prietenii, când și când, câte o regresie, câte o călătorie înapoi, Neașa, nu așa, bine ai venit. Mulțumesc pentru invitație, da. Cum ai simțit prima oară când ai întâlnit această terapie cu hipnoză și regresii și până ai ajuns să o folosești? Probabil că a trebuit și tu să fii hipnotizată, mă gândesc. Inițial să știi că mi-a fost teamă. Nu știam, știam poveștile pe care știe toată lumea, că dacă faci hipnoză, faci precum găina, că ți se, nu mai ai voință, că ți se bagă tot felul de programe, deci mituri despre Da, hipnoză. Sunt foarte multe. Da, și am început formarea oficială, recunoscută de colegiu, cu profesorul Dafinoiu. Și mi-era atât de teamă să lucrez, mi-era teamă să mă vreo tâmpenie. Și am ajuns în punctul în care după 3 ani de zile mi-a zis că nu te mai primesc dacă nu ai cel puțin un client. Pentru că mă gândeam, n-am vocea suficient de specială, blândă, caldă, hipnotică. Nu știu destul dacă fac vreo tâmpenie, dacă nu știu să mai scot omul de acolo. Adică am avut tot felul de halucinații vis-a-vis de chestia asta, că nu sunt suficient de pregătită, de bună. Și de-o profesor m-a pus în fața faptului îmbrit. Ori faci, ori nu te mai primesc. Adică, Acum cât timp se întâmpla? Au trecut ceva, nu? Aproape, cred că peste 20. Ca să ne dăm seama de la prima ta experiență cu hipnoza. Și în cadrul formării noi lucram în trei, deci era terapeut, era clientul și era observatorul, deci cel care ținea și după aceea comenta, tu ai făcut bine așa, tu n-ai făcut bine așa. Observatorul, exact, da. Și într-un curs am fost nevoită să lucrez. Deci eu nu vreau să lucrez nici la curs, mi-era teamă pe colegii mei să lucrez. După care am început. A mers foarte bine. Da. Eu m-am îndrăgostit de hipnoterapie în 2012 și aproape un an de zile am folosit această activitate. Am și învățat, am și dobândit noi informații despre teritorii la care nu pot să acceze altfel, cum ar fi subconștientul. Tot ce e acolo este inaccesibil în mod uzual. De aceea, dacă ne putem abandona prin hipnoză unui facilitator, putem să, în această stare de foarte mare relaxare, putem să ne conectăm la tot felul de scenarii care pot fi viețile noastre anterioare, care pot fi fricile noastre, care pot fi momente de traumă pe care le-am uitat, pe care nu le-am conștientizat, pe care nici nu avem cum să le conștientizăm dacă nu sunt din viețile acestea. Anyway, sunt niște filme foarte interesante în care tu ești rolul principal și prin care reușești să eliberezi. Pentru că eu personal, când am trăit aceste experiențe, am reușit să eliberez, să mă expansionez și să schimb puțin limitele cutiuței. Stai un pic să nu confundăm lucrurile. Deci, regresia înseamnă că tu te duci înapoi pe linia timpului, la niște evenimente pe care le-ai trăit și pe care nu ți le mai amintești, cu o anumită încărcătură emoțională. Dacă ajungi la acel eveniment, nu înseamnă neapărat că eliberezi. Acolo sunt necesare alte demersuri, alte modalități prin care tu să eliberezi energia blocată acolo, trauma care e de vindecat, trauma și ceea ce este acolo pentru a-ți fi ulterior bine. Deci,
partea de regresie este doar plimbarea înapoi, ca să zic așa, pe linia timpului, până la momentul X. Dar faptul că tu știi ceva nu înseamnă că s-a vindecat acel ceva. Adică... Dar oricum sunt niște procese care lucrează în timp. Nu te vindeci imediat, nu se întâmplă nimic imediat. Absolut. Se întâmplă în timp. Dar acolo sunt de făcut alte tehnici, alte modalități prin care să privești dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă ceea ce s-a întâmplat atunci și la acel moment pentru tine a fost dureros, a fost traumatizant. Deci o mică diferență, adică a face regresie nu înseamnă neapărat că vindeci. A face regresie înseamnă doar că tu ajungi la acel moment și afli despre acel moment. Da, eu nici nu mai folosesc în prezent cuvântul vindecare atât de mult, nici în interviuri, nici în viața mea profesională, nici în ceea ce fac în body coaching. Eliberare. Pentru că mi se pare că oamenii, când le pronunți acest cuvânt vindecare, ei se gândesc cumva că sunt într-o suferință, știi? Uh-huh. Și le accentuezi ideea de suferință, dar nu totdeauna este vorba de o asemenea suferință. Sunt chestii neînțelese. De fapt, explorarea trecutului, cum și explorarea prezentului, e foarte interesantă, sau a prezentului, cum să spui, noi acum aici, am putea amândoi intra într-o mică transă dacă ne propunem acest lucru. O, da. Imediat, adică am putea cădea de acord asupra acestui subiect și am putea explora acest acum sub o altă formă. Exact. Deci e foarte interesant să dobândești capacitatea de a te lăsa, de a te abandona unui facilitator de regresii sau de hipnoză pentru a avea experiențe pe care nu le poți avea singur, chiar dacă cu timpul poți dobândi. Cum, de exemplu, eu am dobândit prin am autosugestionat în anumite direcții, pentru că sunt pașii următori care au utilitate din aceste terapii. Și mă interesează acum, după 20 de ani de când ai făcut debutul tău în prima formare, cum folosești, pentru că tu îmbini ca psiholog mai multe metode, ai trecut prin multe formări și atunci cum ajungi, când îți dai seama că unui pacient este necesară această terapie? Am avut foarte mulți clienți care au venit chitiți, știind că eu sunt hipnoterapeut, dar vreau să mă hipnotizez. De ce? Dar pentru mine personal, în hipnoza clinică, adică ceea ce fac eu, da, o fac cu un anumit scop, nu există de aia, hai să ne jucăm și noi să facem hipnoză. Adică e necesar să ai un scop, nu știu, vrei să știi unde ți-ai uitat, nu știu, cartea dragă care nu mai găsești. E un scop pentru care faci o regresie, da? Și de multe ori persoane care veneau foarte hotărâte că ele vor hipnoză ca să se întâmple ceva, să renunțe la fumat, să dea jos kilograme, să vindece, folosesc un cuvânt care ție nu-ți place, dar îl folosesc, da? Anumite suferințe, veneau pentru că voiau hipnoză. De multe ori, prin hipnoză, din punctul meu de vedere, nu era cea mai bună cale. Și atunci îmbinam cu alte modalități și poate la un moment dat ajungeam să facem și o ședință de hipnoză. Și aici vreau să-ți clarific pentru tine și pentru cei care ne ascultă ceva. Ce înseamnă hipnoza? Hipnoza înseamnă o stare modificată de conștiință pe care noi o putem avea zilnic. Dacă acum te întreb pe tine cum a fost ultimul tău concediu, tu ai părăsit momentul aici, acum, frecvența de funcționare a creierului tău s-a modificat și tu ai intrat într-o stare modificată de conștiință. Aș putea spune că ai intrat într-o mică transă, gândindu-te la ultimul tău concediu. Sau, dacă te întreb, ce vei face în weekend? Deja te proiectezi la planul pe care tu l-ai în weekend și la fel ai părăsit. Uh-huh. Ai părăsit momentul aici și acum. Deci, starea ta de conștiință s-a modificat. Deci aceasta înseamnă hipnoză. O stare modificată de conștiință, în momentul în care creierul își schimbă frecvența pe care funcționează. Și există diverse nivele de profunzime în care individul intră sau nu intră, depinde de terapeut, depinde de persoană, cât de mult se abandonează, cât are încredere. Sunt mai mulți factori care contează. Regresia se face într-o stare modificată de conștiință. Deci folosind metode, să zicem, sau pași din
transa hipnotică. Pentru că dacă eu spun, du-te la momentul la care aveai 5 ani și erai în bucătărie cu mama ta, tu deja pleci din aici și acum, creierul tău își modifică frecvența și se duce la acel moment când tu erai în bucătărie, aveai 5 ani și erai cu mama ta acolo. Deci am vrut să se clarifice puțin despre ce este vorba. Da, știu, sunt mai multe tipuri de hipnoză și chiar folosesc și hipnoză ericksoniană. Este prima mea formare. Prima ta formare. Îmi place varianta ericksoniană pentru că este non-directivă. Nu îl hăitui să se ducă exact acolo. E mai lentă. E mai lentă. E mai lentă, dar din punctul meu de vedere respectă mai mult liberul arbitru și se duce persoana acolo unde simte, unde e cuiu, unde e suferința. Și cam în câte întâlniri, să spunem, poți să ajuți o persoană să-și atingă un obiectiv de... În general, în afară că să-și caute o carte, deși mi se pare că cam aiurea să vie. Dacă e o carte care e importantă dacă pentru tine. Dacă e un document, dacă ți-ai pierdut pașaportul, poate da, dai timp înapoi cumva într-o... Da, da, da. Poate că vor să vadă în viețile lor trecute, poate unde se ascund anumite lucruri legate de familia lor. Poate sunt persoane care, nu știu... n-au avut familie și își doresc să vadă familia. Sau, adică sunt foarte multe lucruri grave, adânci, situații încurcate în care oamenii efectiv nu mai știu încotro să o apuce. De aceea mă gândesc că în aceste situații ședințele de regresie, ședințele de hipnoză pot fi foarte binevenite pentru că te duc înapoi pe niște tărâmuri pe care noi în mod uzual nu le vedem, nu le folosim, nu le accesăm. Așa este. Și acolo undeva te întâlnești cu situații care cumva te îmblânzesc, te reașează într-o din caruselul emoțional din care vii, într-o poate altă pace sufletească, într-o altfel de armonie. Da, pentru că asta eliberează. Asta e de fapt, în primul rând că este o liniștire. Într-o stare de conștiință modificată, dar totuși ești conștient, adică nu dormi, nu ești pierdut. Nu, și tot timpul ești în control și în orice secunde ești în control. Poți ieși de exact, acolo. Exact, asta vreau să mai menționăm, că nu este o situație în care omul este total dat pe mâna ta sau a facilitatorului. Din start se precizează, sau cel puțin eu așa lucrez, așa am fost învățată, că în orice moment îi dau indicația persoanei că ea este în control, poate ieși oricând de acolo dacă nu se simte confortabil sau se întâmplă ceva. Nu am și oamenii cază. Își permit acolo, apropo de eliberări, că spuneai că eliberarea poate nu e cel mai potrivit cuvânt, dar în momentul în care tu poți să plângi când vezi ceva care încă n-ai văzut sau încă n-ai întâlnit, poți să... nu știu cum să spun, să te manifesti. Și poți să trăiești. Deci poți eu personal, eu pot plin. Să spun când am fost eu în postura de a se lucra ca și client. Deci am avut câteva momente în care am trăit niște dureri și niște stări extrem de dureroase, îngrozitor și la nivel fizic. Și am dat drumul la acea durere care era înscrisă în câmpul meu energetic, în câmpul ființei mele. Poate unele sunt din această viață, altele au fost din alte vieți și eu căram după mine acest bagaj de suferință și prin tehnicile acestea le-am dat drumul și recunosc că e o stare așa de liniște și de ușurință, deci simți că zbori după ce se încheie. Așa este, chiar așa este. O astfel de ăsta e sentimentul. Da, da. Eliberator, te simți expansionat, efectiv, e o chestie care aduce foarte multe beneficii. Păi, gândește-te că erai în spate cu un rucsac plin de pietroaie și ai început să dai jos din greutatea celor pietre care erau acolo în spate. Și atunci, evident că ești mai sprințar, așa, ești mai săritor, ești mai... Prietenul meu care lucra hipnoterapie avea clienți foarte diferiți, pentru că hipnoza nu este totdeauna pentru a te uita în trecut, este și pentru a aduce sugestii benefice în viața de zi cu zi. Și el chiar lucra cu sportivi, cu oameni care se duceau la o olimpiadă și aveau nevoie
să fie sugestionați, să fie încărcați de propria lor putere, astfel încât într-o ședință din asta de relaxare să ți se așeze, să ți se orânduiască un program nou, mental, care să te poată ajuta să câștigi și să te duci în nivelurile acelea fără pic de îndoială. Pentru că dacă ai cea mai mică îndoială în raport cu capacitatea ta de a performa orice fel de act artistic, sportiv sau ceva, e posibil să-ți fie puțin mai greu. Este ceea ce se face acum în, hai să zicem, sportul modern, abordarea modernă a sportului, se lucrează cu foarte multe sporturi, se lucrează cu terapeuți specializați pe acest tip de tehnici, în care ei proiectează finalul competiției, cum vrea sportivul respectiv să se desfășoare, cum se vede câștigând la milimetru, poate, dacă e un sport individual sau împreună cu echipa. Deci ei văd și proiectează în viitor scenariul lor de reușită. Da, se lucrează. De asemenea, am mai auzit despre faptul că prin hipnoză, de exemplu, poți ajuta o persoană, nu știu, care este alergică, de exemplu, la anestezie, să își diminueze durerile, de exemplu ale nașterii, și prin această stare hipnotică să poată să eventual să ducă o naștere până la nu fi injectată cu substanțe. Eu pot să spun și din experiența mea personală de lucru pe controlul durerii. Este o tehnică specifică într-o anumită metodă, numită metoda Silva. Este o metodă pusă la punct de un... Am făcut și eu. Jose Silva. Jose Silva, da. Da, de un american, Jose Silva. O metodă de a lucra cu propria ta minte. Și pe partea de controlul durerii este o metodă foarte bine pusă la punct, un algoritm foarte bine pus la punct. Iar eu pot să spun că am reușit să-mi fac extracții fără anestezie. Wow! Da. Și terapeuta dentistă, deci funcționează, lucrase și ea, făcuse metoda Silva. Și amândouă am vrut să testăm. Pe asta sunt beneficiile acestor terapii, sunt foarte mari și foarte diverse. Da. În afară de curiozitatea de a mă uita în viețile anterioare, care o să ajungem și aici, chiar sunt călătorii foarte interesante și foarte palpitante. Adică în loc să te uiți la un film la mall, ești cu toate simțurile, ce IMAX, ce 5D, te duci în toate deurile, în viețile tale. Și vezi acolo cam ce conținuturi ai, știi? Răbășești un pic așa trecutul, faci un inventar și ajungi de nici tu, adică te și miri cum, pentru că vezi, noi nu ne putem aminti decât ce am trăit, noi nu putem ști decât ce am văzut. Ce am accesat, și unele ce chestii, informații am accesat. Parcă nu le-am văzut niciodată, adică de unde totuși acele imagini, de unde totuși acele scene, parcă nu fac parte din niciun film care l-am văzut, din nicio carte care am citit-o, și totuși ele îți apar. Deci îți dai seama că în conținuturile noastre sunt ancodate, încriptate, îngropate o multitudine de scene, de informații care s-au downloadat în timp și pe care noi le-am accesat, dar uitarea este un mecanism de protecție, pentru că nu am putea la nivel conștient să stăm tot timpul cu atât de multe informații. Noi suntem într-o formă nouă întrupată, exact. Fiind din alte întrupări, creierul a murit, nu? Spiritul a trecut, dar fără creier, nu? Probabil că sunt unele chestii care sunt în creier și normal că... Probabil. E un alt fel de tranzacție care se face, de trecere care se face, de tranziție, și e foarte, foarte interesant să putem să vorbim despre aceste lucruri, să le putem trăi și să observăm că și în România avem specialiști în aceste domenii cu care putem experimenta aceste lucruri, pentru că deseori nu poți să ai păreri proprii până nu treci prin ele. Da. N-ai cum să povestești, nu știu, cuiva cum a fost la o regresie, dacă n-ai făcut o regresie. Dacă n-ai trecut prin abia apoi, regresie, după ce ai trecut, poți să spui ce ai trăit, poți să spui dacă ți-a făcut bine, dacă mai vrei. În general, lumea mai vrea, nu-i așa? Mie așa mi se pare că n-au fost situații. Datorită istoriei mele personale, eu am avut foarte multe persoane cu boli destul de grave cu care am lucrat. Mi-aduc aminte acum, de exemplu, de un client al meu care avea dioptrii extrem de mari, iar într-o singură ședință, 3 dioptrii a scăzut din miopie. Da. Foarte interesant. Da, da, da. Și cum îți explici acest... Ce și-a permis să...
și-a permis să înceapă să vadă. Mm-hmm. Nu vrea să vadă, efectiv. Exact, nu vrea să vadă. Și-a mai avut iar un client 60-70 de ani cu cancer de colon. Trimis la mine de un prieten medic care, mă rog, domnul respectiv făcuse o operație și interesant e că era un om care mergea pe munte, care era sportiv, adică nu era o persoană sedentară, așa, și care, foarte interesantă chestie, deci la 24 de ani era cauza acelui cancer care îl... Deci a găsit cauza în timpul acestei ședințe. Da. Și a eliberat-o. Cred că 2 sau 3 ședințe am lucrat atunci cu domnul respectiv. Dar a fost fascinant pentru că era un moment de la 24 de ani când era pe munte cu o gașcă de prieteni, noaptea, în noiembrie, la o stână părăsită, una dintre fete, erau 2 băieți și 3 fete, s-au dus să caute intrarea în traseu pe care voiau să facă a doua zi. Una dintre fete a ieșit afară din stână să-și facă nevoile și când a intrat isterică, nu se știe ce s-a întâmplat. Băieții când s-au întors, tipa era aproape să se sufoce, să moară. Acum 50 de ani nu erau telefoane mobile și chiar dacă ar fi fost probabil într-o stână, erau. Și toată noaptea au stat și au păzit-o să nu moară, să nu se sufoce. El era cel care a inițiat expediția și era sentimentul de vinovăție că dacă moare, moare din pricina lui. Și omul a rămas cu trauma. Mă rog, a doua zi au dus-o spre o cabană, s-a liniștit, dar el, pentru el a fost atât de mare trauma pe care a trăit-o în acea noapte, că peste aproape 50 de ani i-a declanșat un cancer. Ce interesant, da. Sunt, povești, sunt legate și atât de multe cărți, atât de mulți autori deja oferă publicului chiar cu titlul ăsta, cauzele emoționale ale bolilor. Adică orice fel de boală a demarat dintr-o cauză. Nimic în sistemul nostru atât de perfect, în acest organism uman care este conceput atât de impecabil, nu se poate strecura fără un motiv. De aceea ar trebui mai mult efectului. Da, de aceea ar trebui mai mult să ne pasioneze căutarea cauzei. Exact. Decât neapărat vindecarea din exterior, pentru că vindecarea din exterior, dacă nu vine și cu găsirea cauzei, nu se închide cercul. Pe aceasta face, deci acesta este scopul de fapt, dacă vrei, al hipnozei și al regresiei. Păi de asta am zis. Să ajungi la cauza pentru care un anumit aspect din viața ta de acum este dezechilibrat. Și atunci cauți cauza pentru care. Că e vorba de relație, că e vorba de relația cu copilul, de bani, de carieră, de sănătate. Deci orice dezechilibru din viața noastră, pe orice direcție, are o cauză. Și chiar este o terapeută nemțoaică care a și înființat o metodă mai permisivă care se numește terapia primei cauze. Mm-hmm. Și este o chestie de regresii. De curând, de un an și ceva, am început și formarea. Eu toată ziua învăț, mai învăț câte ceva pe această tehnică. Păi chiar asta mă gândeam, la viața medicilor, la viața psihologilor, întreaga lor existență este între congrese, cursuri, seminarii, alte seminarii și restul pacienți, adică vin și șeruiesc cu ei. Fiul meu râde, ce mami, tot timpul înveți, ce o să mori învățând. Zic, mamă, ce să învețe cineva în familia noastră? Dar pe de altă parte, chestia asta te ține cumva și în formă. Dar îmi place, sunt fascinată să mai aflu câte ceva. Când plăcerea se unește cu profesia, e vocație și atunci înseamnă că ești făcută pentru asta. Și mulțumesc vieții pentru că am șansa să fac efectiv ce îmi place. Că la tine se vede că faci cu atâta dăruire, deci sunt acolo. Plăcere, da, adică nu te sperie absolut nimic. Dar nu contează ora, nu contează că e weekend sau dimineață sau seara. Deci eu muncesc cum muncesc. Nu spun că muncesc. Crezi cu oamenii. Cu mare plăcere, cu foarte mare plăcere. Când vezi că vin către tine oameni foarte triști, foarte... cu energia foarte jos, deprimați, încurcați, blocați. Cum îi readuci într-o poziție
relativ bună pentru a lucra cu ei, întrucât unii opun atât de mare rezistență, se sabotează atât de mult și adânc, încât aproape ți-e și imposibil să lucrezi cu ei. Au dorința de a se deschide unei terapii sau unui psiholog? Așa, sau din unei... vârful buzelor uneori. Da? Uneori, da. Cum râd mulți prieteni de-ai mei, sunt specialistă la făcut afișe. Dau cu oamenii de pereți, în diverse forme. Le prezint alternativele, soluțiile. Aha. Continui cu comportamentul pe care l-ai avut până acum. Consecințele și urmările sunt acestea. Sau faci ceva, deci le pui pe ceva. Masă. Da, 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 da. Nu sunt genul cu măi, cu mângâietul pe cu cap. Okay. Îi mângâi pe cap, îi susțin, sunt alături de ei, dar într-o formă în care... Obiectivă. Exact, adică să ne îmbrățișăm, să plângem împreună că vai săracul de tine, ce viață nenorocită ai avut și ce traume ai trăit tu și cât de rău ți este acum, nu-i stilul meu. Foarte mulți oameni se întreabă dacă, mai ales cei credincioși, dacă există vieți anterioare. Care este părerea ta despre această întrebare? Din experiența mea personală și din ceea ce am trăit eu, cred cu tărie în existența unor alte întrupări. Pentru că, din punctul meu de vedere, suntem suflete desprinse din sursa universală, care putem să-i zicem Buddha, energia universală, ci Dumnezeu, fiecare cum dorește. Iar noi suntem bucățele desprinse din acea mare sursă, care au luat-o pe un alt drum și atunci, conform legilor fizicii, au căpătat alte caracteristici. Și acele bucățele, în acest moment, au nostalgia acelui acasă, cum era când erau contopite cu sursa. Ca să ajungem din nou la caracteristicile sursei, e necesar să parcurgem drumul cumva înapoi din punctul unde suntem spre a căpăta acele caracteristici. Și prin aceste metode, regresie, hipnoză și multe altele, că acestea sunt doar câteva din multe alte metode, noi ajungem să recăpătăm caracteristicile sursei, care înseamnă iubire, bucurie, și blândețe, deschidere, relaxare, liniște, acceptare, da, toleranță și așa mai departe. Și atunci, prin diversele noastre întrupări, deci sufletul vine să învețe diversele lecții pe care le-a uitat. Și atunci, căpătăm un corp și venim într-un anumit context, în țara, orașul, familia, contextul social istoric, care ne ajută cel mai bine să învățăm lecția pe care ne-am propus-o. Pentru că dacă eu vreau să învăț geografie, nu mă duc la clasa de ikebana sau la clasa de matematică. Mă duc la clasa de geografie. Și atunci, prin aceste întrupări... Dar undeva n-ai de unde să știi ce vrei tu viața asta sau care e menirea ta, dar observi prin toate întâmplările care vin către tine, prin toți oamenii care uneori parcă ți arată cu degetul, știi? Cam ce ai de îmbunătățit? Multe căi spirituale spun că înainte de a veni în corpul fizic, sufletul știe și își asumă niște lecții, dar la naștere uită. De exemplu, astrologia este o modalitate prin care poți cât de cât să descoperi care sunt lecțiile pe care ți-ai asumat să le înveți în cazul în care ești atât de besmetic că nu-ți dai seama. Și atunci, prin astrologie, este o modalitate prin care, mai simplă decât prin propria ta experiență, că tot experimentezi și tot nu pricepi, prin care poți să afli ce lecții ai de învățat. Da, și astrologia, și numerologia, și numerologia, multe altele, și multe altele, da. Sunt, eu vorbesc de astrologie cu practic, cu și practic, eu știu. Da. Da. Da, e interesant că e o căutare care ți-a întreaga viață. Adică nu poți să spui că gata, acum mă relaxez, stau la plajă, am găsit menirea. Există și această variantă. Discutam cu un prieten astrolog. Eu lucrez pe astrologia chineză, el este astrolog pe astrologia, tipul de astrologie europeană. Și cu mulți ani în urmă, de a înțelege eu așa mai bine cum e cu astrologia, am discutat și îmi povestea de transcenderea hărții și am înțeles conceptul. Deci dacă eu mi-am asumat să învăț o lecție și dacă timpul în care am zis că o învăț este de 80 de ani, dar eu am învățat-o în 50 de ani,
Atunci am două posibilități. Plec că mi-am învățat lecția mai devreme sau diferența rămasă până la momentul la care mi-am propus inițial să plec este o viață din aceea super, super, super faină în care nu mai am nimic de învățat, mă relaxez, stau la plajă, cu o băutură răcoritoare lângă, urc pe munte, relaxat, când am eu chef, cum am eu chef. Și mie îmi place foarte mult acest concept și această idee și m-am hotărât să învăț mai repede. Te și vezi, nu? Oh, deja sunt acolo. Ești acolo. Sunt acolo. Dacă buzim un pic, exact. Nu te mai trezesc. Exact. Da, e și mi-a plăcut foarte mult conceptul, iar eu cred și recomand oricui, dacă este o credință care pe tine te face să te simți bine, te face să te simți împlinit, îți aduce bucurie, păstrează. Chiar dacă cei din jurul tău îți spun că ești cu capul. Păstrează acea credință care pe tine te încarcă, te dinamizează, te energizează și îți este de folos să-ți fie bine și să mergi mai departe. Da, acum o să avem nevoie din ce în ce mai mult de surse de inspirație care să ne ajute să ne mobilizăm puterea interioară, să ne liniștim. Pentru că este un context general la care vrem, nu vrem, suntem conectați, care ne sufocă cu tot felul de energii, de informații confuzante, dureroase deseori. Uneori, da. Asistăm la schimbări majore din toate punctele de vedere. Așa este. Și atunci avem nevoie clar de resurse de a ne găsi puterea interioară, de a ne găsi esența sufletului nostru, de a ne găsi acolo unde putem să avem echilibru. Pentru că dacă din interior suntem echilibrați, nu ne poate dezechilibra nimic din exterior. Liniștea din interiorul furtunii. Dacă o hipnoză, dacă o terapie prin mișcare, dacă o melodie, o muzică, dacă o astrogramă, dacă o numerogramă, îți poate da ție noi informații de analiză proprie, pentru că oamenii în general sunt foarte curioși, dar evită analizele profunde. A fi curios să văd cum e o regresie este ceva, a avea intenția de a-mi transforma viața dintr-o viață chinuită într-o viață fericită, dintr-o viață fără direcție și plină de plictiseală într-o viață cu sens de dăruire, de contribuție. Pentru că până la urmă, dacă nu ai valori morale, dacă nu ai dorința de a trăi în virtuți, până la urmă despre ce vorbim? Ești, te ia valul că e un tsunami la o plajă sau că te ia al val care nu e al tău, nu contează. Te ia un val și te duce unde habar n-ai că te mai poți întoarce vreodată. Exact. În corpul tău, în viața ta, în sinea ta, în familia ta. Toate marile căi spirituale vorbesc de acea echilibru, de acea pace interioară, care cu cât este mai stabilă și mai fermă, cu atât ceea ce este în jurul tău, haos, nebunie, tsunami, cum ai zis, da, te afectează, dar minim. Și atunci tu poți să rămâi în echilibrul tău, în determinarea ta, în starea ta de bine. Da, călătoriile mele din alte vieți mi-au arătat, pentru că în trecut era totuși mult mai multă agresivitate decât este astăzi. Noi ne plângem că trăim într-o lume agresivă, violentă, însă dacă te uiți cum erau războaiele între ei, cum se decapitau oamenii, cum femeile vrăjitoare erau arse pe rug. Apropo, orice femeie care venea cu ceva nou sau care se opunea legilor bisericii, de exemplu, era arsă pe rug și era atât de multă bestialitate, atât de multă... Deci, dacă te uiți așa istoric vorbind, chiar și pe trezie, în trecut, ai să vezi că totuși astăzi avem șansă mult mai mare la a trăi o viață cu adevărat bună. Și luând exemplul de mare agresivitate, mare violență, știm și cum să locolim, știm cum să levităm. Eu aș zice că acum acea agresivitate care era la nivel fizic a ajuns într-un mod mult mai pervers și mult mai subtil la nivel... Adică e ascunsă azi. Exact. Este, este într-o formă mult mai perversă, este la nivel emoțional, este la nivel subtil, la nivel de a da informația și de a te programa să cumperi niște lucruri, să faci niște lucruri, să crezi niște lucruri. Deci agresivitatea există și va exista.
Pentru că prin agresivitate cumva se stabilește legea celui mai puternic. Că asta e, ne uităm, da, în jurul nostru. Toată lumea vrea putere. Exact. Toată lumea aspiră locul întâi, centrul atenției, exact, miezul gloriei, exact, și așa mai departe. Exact, exact, exact. Și atunci, acum a luat alte forme și avem nevoie să învățăm să gestionăm aceste alte forme și să ne descurcăm cu ele. Da, acum, agresivitatea este. Acum, dacă aș continua ceea ce spui, sunt persoane care hipnotizează masele. Da. Adică hipnoza maselor este cea mai interesantă hipnoză la care asistăm astăzi, pentru că oamenii sunt manipulați prin comunicare atât de ușor, sunt de fapt hipnotizați de anumite cuvinte, trigger, anumite metode de manipulare. Oamenii nici nu dau seama că trăiesc o hipnoză în masă. Au fost niște scandaluri mediatice cu mulți ani în urmă legate de reclamele subliminale. Da, da, da. În care pe anumite frecvențe care nu erau detectate de ochiul uman și așa, se băgau anumite reclame de produse în care cumpără nu știu ce, cumpără nu știu ce, e cel mai bun, ai nevoie de... Și, mă rog, acum sau teoretic... Se spune că, din punct de vedere legal, nu mai ai voie să faci acest tip de reclamă, dar nu putem. Dar se fac se în toate felurile, în toate felurile, toate felurile posibile. Da, și acum, pentru că totul s-a mutat pe virtual, noi nu mai putem compara încă, nu s-au făcut analize. Înainte era televizorul, cinematograful, acum este mediul online atât de splituit în fel de fel și de aplicații, de device-uri, de nu știu ce, încât încă nu putem să avem o părere, mai ales că se schimbă atât de repede. Exact. După ce ne face dependenți, începe să ne tot schimbe platformele, aplicațiile. Oricum este hipnotic telefonul, orice device pe care l-ai luat, unde te-ai așezat, te-ai dat lui. Adică dacă ar fi să compar transa hipnotică cu transa cu computerul, este același lucru. Numai mecanismul... că de acolo nu mai ieși. Exact. Dacă vine la tine, durează probabil o oră, o oră jumate. Hai două de transă. Dar transa cu telefonul poți dureze zi întreagă. Adică sau nici nu săptămâni. Știi, nici nu știi cui ai dat ziua, exact, de azi. Exact, exact. Da. Și ce informații ai asimilat și pe ce căi te-ai dus, ce... energie ai accesat, ale cui energie și până la urmă nici nu mai e vorba despre tine și despre viața așa ta. Așa că e foarte interesant și vă recomandăm să studiați tot ce ține de hipnoză, de regresii, să vă gândiți cu, hai să zicem, cu interes și considerație și la viețile anterioare. Fie că ați crezut sau nu ați crezut în ele, este bine să credeți în continuitate, că venim de undeva, trecem prin trupul acesta și ne ducem în altă parte. Și dacă avem anumite valori și dacă ne interesează valorile morale, virtuțile, anumite respectul față de legile universale, atunci corpul nostru, ființa noastră va fi permanent conectată la resurse de calitate și important este să nu ne batem joc de ce avem. Să nu ne gândim atât de mult, nu știu, la cheltuieli pe lucruri mai puțin folositoare, să ne gândim dacă e să cheltuim, să cheltuim pentru noi, pentru educația noastră, starea pentru noastră corpul, starea noastră de bine, wellness-ul acesta, exact, exact, care începe să fie practic o modă, însă nu are valorile, nu are cum ar fi plasa aia de susținere țesută atât de bine și de clar ca să poți să te lași, da, bun, sunt în zona wellness, știi? Adică aici totul e cum trebuie. Însă o clădim zi de zi, uite, prin ce vorbim, prin ce aducem în fața oamenilor, prin ce facem. Prin atitudinile prin pe atitudini. Care le avem, pentru că până la urmă totul ține de atitudine. Unul din maestrii mei din Malaysia, Joy Yap, spune că nu contează atât de mult că energia e bună, rea, nu știu ce, contează atitudinea ta în fața energiei omului respectiv, a contextului respectiv, a evenimentului respectiv. Pentru că dacă tu ai o atitudine proactivă, de a face ceva, de a dori să transcenzi în cazul în care nu te simți bine, să faci ceva ca să depășești ceea ce este, atunci atitudinea este corectă. Dacă stai acolo și rămâi blocat și începi și plângi și dai în stânga și în dreapta că devine mama, tata, vecinul, bunica, guvernul sau mai știu eu cine, ești blocat. Și acolo vei rămâne și te vei adânci din ce în ce mai tare. Da. Păi, Nușa, îți mulțumesc foarte mult pentru acest prim episod împreună. Îți mulțumesc pentru invitație. Da, am văzut că și tu dăruiești clienților tăi și fanilor tăi pe pagina ta de Facebook diverse întâlniri cu
Cristian Mihai, Da, pe care noi să-l am invit și pornit pe un proiect el. de wellness, apropo de wellness Da, împreună. care e foarte drăguț și binevenit, pentru că dacă netul ar fi plin de oameni care oferă informații, care au un oarecare rol educativ, un rol, cum să zic, de a ține energia sus, de a te face să zâmbești, de a te face să ai încredere, de a te face de dimineață până seara, nu știu cum să zic, să sper că există soluții și că mai există pe undeva oameni buni care oferă, care sunt deschiși către tine. Deja, cum să zic, dacă ai curba aia de cădere, vale, ajungi la o vale, imediat reușești puțin să urci, dacă tu stai cu telefonul și pe Facebook toată ziua. Așa că puteți să o vedeți pe Nușa și pe pagina ei. La Taină cu Nușa. La Taină cu Nușa și mai aveți voi cu un pas la pas. La Taină cu Nușa și Cristian. Da, aha, la Taină cu Nușa. Dar am văzut ceva și era și pas cu pas. La pas, la pas cu Nușa. Mie mi-a plăcut să înțeleg călătoria. Orice călătorie. Aha. Că plec de aici. De ce ai zis la pas? Da. Da, ca o experiență de dezvoltare personală. De a înțelege lucruri. De a... Adică folosești fiecare zi, fiecare exact, zi, fiecare exact, experiență. Exact. Mergând de aici până la Brașov, făcând o rezervare, constatând că, de exemplu, camera ta este luată de altcineva, că ți s-a anulat rezervarea, că este trafic și stai 3 ore să mergi un kilometru. Toate acestea sunt oportunități, exact, de fapt. Exact, de a crește. Și așa am gândit. Și de este ce un care este pas? Mititel, este da. La început, dar vreau să-l dezvolt. Îți doresc mult succes. Mulțumesc. Și sper să ne mai vedem pe aici. Cu mare drag. Și vouă o săptămână minunată până miercurea viitoare.